Andy, un bancher important, este condamnat la pedepse consecutive pe viață în închisoarea Shank pentru presupusă uciderea soției sale și amantului acestea în 1947. Deși pledează nevinovat, comportamentul lui Andy face pe ceilalți să creadă că este vinovat. Între timp lui Ellis Boyd, cunoscut drept Red, îi se refuze liberarea condiționată după 20 de ani de închisoare pentru crimă. Red este cunoscut drept contrabandistul închisorii. Când sosez noi deținuți, Red face pariuri pe cineva ce da primul, mizând mult pe Andy. În prima noapte, unde un deținut nou, poreclit Grăsan, are o cădere nervoasă și pierde pariul în fața lui Heywood. Guardianul Headley îl bate cu curzime pentru că nu a rămas tăcut. A doua zi, ei descoperă că este mort din cauza absenței medicului. Andy cere lui Haywood numele bărbatului, dar Heywood refuză. După o lună, Andy cere lui Red un ciocan de piatră pentru obiul său. Red îl avertizează în legătură cu niște condamnați, dar el acceptă. Cei doi împărtășesc o simpatie reciprocă. Deși Red crede inițial că Andy ar putea evada, amândoi chicotesc când văd mărimea ciocanului, respingând ideea. În primii doi ani, Andy lucrează la spălătoria închisorii și se confruntă cu provocări din partea colegilor deținuți. El se confruntă cu situații dificile, dar nu vorbește despre ele. Red aranjează cu Andy și prietenii săi să construiască acoperișul unei unități penitenciare, o pauză binevenită de la rutină. În timp ce lucra, Andy laude pe li plângând atingându-se de taxele de moștenire. Folosindu-se de relațiile sale bancare, Andy sugerează lui Edley o modalitate legală de a le evita. În schimb, el cere berreci pentru muncitori. Edley îl amenință inițial pe Andy, dar în cele din urmă acceptă. Unii suspectează motivele lui Andy, dar el crede că acesta vrea doar să se simtă din nou normal. În timp ce se uită la un film, Andy cere lui Red o cerere surprinzătoare, un poster cu Rita Ewart. Red este surprins, dar acceptă să-l ajute. Pe drumul de întoarcere, Andy se întâlnește din nou cu deținuții. El evită un atac, dar este bătut cu brutalitate. Boggs, liderul, este pedepsit cu izolarea. Când se întoarce, este atacat cu brutalitate de oamenii lui Hadley. Acest lucru l-a rănit permanent și îl trimite la spitalul închisorii. Deținuții nu-l mai deranjează pe Andy. După ce se recuperează, Andy găsește în celula sa o grămadă de pietre și un poster cu Rita Eyworth, cadouri de la Red și prietenii săi. Mutarea lui Andy la biblioteca închisorii, alături de fostul Deținut Brooks Atland devine evidentă atunci când un gardian îi cere sfaturi financiare. Andy începe să caute fonduri pentru îmbunătățirea bibliotecii, scris săptămânal scrisori către Senatul statului. Sfaturile sale financiare câștigă popularitate și se răspândesc la gardienii din alte închisori, în timpul jocurilor de baseball dintre închisori. Se ocupă chiar și de declarațiile fiscale ale directorului. Brooks ajunge la un punct de ruptură, amenințându-l pe pentru a evita eliberarea condiționată, dar End intervine și îl calmează. Red empatizează cu Brooks recunoscând cât de instituționalizat a devenit după 50 de ani, petrecut la Shang, în ciuda faptului că îi se acordă liberarea condiționată și este plasat într-un centru de reabilitare cu o slujbă, Brooks luptă să se adapteze. În mod tragic, el își ia viața, lăsând mesajul că Brooks a fost aici gravat pe o bârnă de lemnă. După șapte ani de scrisori încetate, Andy primește în sfârșit 200 de dolari de la stat pentru bibliotecă, împreună cu o colecție de cărți vechi și discuri de fonograf. După 30 de ani de închisoare, Red se confruntă din nou cu audierea pentru eliberarea condiționată, deși cu mai puțin entuziasm. Din păcate, îi se refuză din nou eliberarea condiționată. Andy sărbătorește al 30-lea an cu o muzicuță și, în schimb, Red îi dăruiește lui Andy un poster mare cu Marilyn Monroe pentru al 10-lea an. La patru ani după incident, senatul statului realizează în sfârșit că nu poate scăpa de Andy doar cu un cec. Ea alocă un buget de 500 de dolari pe an pentru biblioteca lui. Andy profită din plin de această sumă, colaborând cu cluburi de lectură și organizații caritabile pentru a crea cea mai bună bibliotecă de închisoare din stat, numită după Brooks. De asemenea, el începe să îndrume deținuții să absolve liceul, oferindu-le perspective mai bune la eliberare. Între timp, directorul Norton se folosește de abilitățile lui Andy pentru a derula un program prin care deținuții lucrează la proiecte publice, câștigând contracte prin depășirea ofertelor concurenților. Ocazional, el lasă alți contractori să preia lucrările pentru mita potrivită. Andy se ocupă de spălarea banilor, sub numele Randall Stevens, un personaj fictiv cu documente falsificate. În urma investigațiilor, se descoperă un om care există doar pe hârtie, Andy împărtășește acest plan lui Red, reflectând la faptul că a trebuit să meargă la închisoare pentru a învăța cum să fie un escroc. Tommy, un tânăr deținut, a intrat la închisoare pentru furt în 1965. El este simpatic și popular și se leagă de Andy și Red. Tommy este inspirat și cere lui Andy să-l ajute să obțină echivalentul de liceu, chiar dacă el mototolește examenul din frustrare și îl trimite în toate direcțiile. Tommy devine curios cu privire la cazul lui Andy, ceea ce îl determină pe Red să-i împărtășească povestea. După ce o ascultă, Tommy pare vizibil impresionat. El dezvolea apoi o poveste șocantă despre un fost coleg de celulă care a mărturisit o dublă crimă la un club de țară, implicând un bancher nevinovat. Înarmat cu această revelație, Andy apelează la ajutorul directorului închisorii pentru a obține un nou proces cu mărturia lui Tom spre surprinderea lui Andy, Norton reacționează dură. Andy susține cu curaj că nu a dezvolit niciodată operațiunile de spălare de bani ale lui Norton, ceea ce duce la o condamnare de o lună la izolare. Deținuții sunt uimiți, deoarece aceasta este o pedeapsă neobișnuită de aspră. aparând în cu privire la vinovăția lui Andy, având în vedere încarcerarea sa îndelungată pentru o infracțiune pe care este posibil să nu o fi comis. Între timp, Tommy trece examenul și își obține diploma de liceu. Mai târziu, Tommy este scos pentru o întâlnire privată cu managerul de noapte. Norton îl întreabă despre povestea pe care a împărtășit-o cu Andy și despre dorința sa de a depune mărturie. Tommy acceptă cu ușurință. Directorul zâmbește și face semnul Headley să-l împuște. În timpul unei vizite la Andy în izolare, directorul afirmă că Tommy a încercat să evadeze și a fost împușcat de Adley. Andy se îndoiește de această poveste și declară că nu va mai coopera. Directorul amenință că va închide biblioteca, va arde cărțile și îl va transfera pe Andy într o parte periculoasă a închisorii dacă refuză. El ordonă apoi în colună de izolare pentru ca Andy să se răzgândească. Odată liberat, Andy mărturisește lui Red dragostea sa profundă pentru soția sa decedată și vinovăția pe care o poartă, chiar dacă nu e la cauza direct moartea acestea. Îi împărtășește visul său de a trăi în Mexic, deschis în hotelul lui. Andy îl invită pe Red să-i se alăture, dar Red, simțindu-se neîncrezător, refuză. El îl avertizează pe Andy cu privire la pericolele lui Hope în situația lor. Andy este de acord și îl întreabă dacă Red îl cunoaște pe Baxton Main. În timp ce Andy împărtășește detalii despre un funar cu un obiect ascuns, el îi cere lui Red să promită că îl va recupera într-o zi. Red este de acord, dar este îngrijorat de starea de spirit a lui Andy. Cererea lui Andy pentru o frânghie amplifică îngrijorarea lui Red. În acea seară, Andy este însărcinat să aibă grijă de lucrurile directorului. Când se sting luminile, devine cea mai lungă noapte pentru Red. Dimineața, Andy nu răspunde la telefon și nu este în celula sa. Red, împreună cu gardienii, se alarmează. Norton observă și la absența lui Andy. Red este adus înăuntru și nu cunoaște planul lui Andy. Norton, din ce în ce mai agitat, descoperă tunelul de evadare lui Andy în spatele unui afiș. Într-o serie de flashback-uri, Red povestește planul ingenios de evadare lui Andy. După ce a descoperit că ciocanul său de piatră poate să pa prin perete, Andy a ascuns gaura cu un poster curita. De-a lungul anilor, a săpa noaptea, aruncând pământul în timpul plimbărilor sale de dimineață. Când Tomi a murit, Andy și-a văzut șansa. În acea noapte, în timpul unei furtuni, a luat afară hainele lui Norton și a fugit prin tunel până la o țeavă de canalizare. Cu o sincronizare precisă, a spart ieșind în într-un din dincolo de ziduri. Hainele sale de închisoare aruncate, săpunul și ciocanul de piatră uzat, au fost găsite mai târziu de echipă de căutare. Andy recuperează metodic banii ascunși de Norton în diverse bănci, demascând afacerile corupte ale directorului. El trimite dovezile presei, declanșând o furtună a poliției și a presei în închisoare. Hedley este arestat pentru uciderea lui Tommy, iar Norton, care se confruntă cu o arestare iminentă, descoperă mesajul lui Andy din Biblie. În ultimele sale clipe, Norton se gândește la modul în care Andy l-a înșelat înainte de a-și lua viața. Red primește o carte poștală din Texas, fără niciun mesaj, pe care o consideră un semn al evadării reușite al lui Andy din Mexic. În timp ce Red și prietenii se împărtășesc povești despre spravile lui Andy, Red se confruntă cu durerea lipsei prietenului său. În 1967, la audierea sa pentru eliberarea condiționată, Red critică sincer termenul reabilitat, exprimându-și regretul profund pentru acțiunile sale din trecut. Recunoaște greutatea greșelilor sale și cere să fie lăsat în pace. I se acordă liberarea condiționată și calcă pe urmele lui Brooks, văzând mesajul său gravat, trecând pe lângă un magazin de amanet, este atras mai degrabă de busole decât de arme, un simbol al noii sale direcții în viață, ales în onoarea promisiunii făcute lui Andy. Red ascultă sfatul lui Andy și pornește într-o călătorie spre Baxton. Fidel cuvintelor lui Andy, el descoperă zidul de piatră și importanta piatră neagră de sub el. În interiorul cutiuței se află o sumă considerabilă de bani și un mesaj prin care Red este îndemnat să-i sălăture în Mexic, deși Andy se abține să numească directorașul și precizează că are nevoie de o persoană întreprinzătoare pentru un proiect special. Lăsându-și deoparte probațiunea, Red părsește centrul de reabilitare, încrezător că nimeni nu se va angaja să caute un escroc bătrân ca el. Ia un autobuz spre Fort Hancock și trece în Mexic. În cele din urmă, cei doi prieteni se reunesc pe o plajă de-a lungul coastei Pacificului, realizând viziunea lui Andy. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!